Sfârșitul lunii aprilie înregistrează o rată a șomajului în creștere față de luna martie, de la 1,90 puncte procentuale cât a fost în martie. În aprilie deja rata a crescut la 1,95 puncte procentuale. Aceasta înseamnă că șomerii înregistrați au crescut, astfel deja avem în bază de date 3870 de șomeri, din aceștia 1037 sunt beneficiari de indemnizații, de asemenea și aceștia au crescut cu aproximativ 150 de persoane față de luna anterioară, iar șomerii neindemnizați au crescut și ei de la 2500 de șomeri până la 2870 de șomeri neindemnizați înregistrați în baza de date. Din categoria șomerilor înregistrați, cei mai mulți șomeri, din punct de vedere al distribuției pe grupe de vârstă, sunt șomerii cu vârsta între 40-49 de ani, urmați de șomerii tineri, sub 25 de ani, și șomerii peste 5, cu grupa de vârstă între 50-55 de ani. De asemenea, șomerii cu studii liceale de asemenea dețin o pondere de peste 20%, de asemenea o pondere de aproximativ 25% au și șomerii cu studii primare, gimnaziale și profesionale, iar șomerii cu studii superioare sunt la polul opus, au un procent de 6% din totalul șomerilor înregistrați în luna aprilie acestui an. Începând cu luna aprilie și continuând și în această lună, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă are o activitate de informare și consiliere în școli, respectiv pentru elevii claselor a 12-a. Aceștia, după cum bine știm, urmează să absolve liceul și ei au dreptul la acea indemnizație de șomaj dacă se înregistrează în termen de 60 de zile de la data absolvirii. Bineînțeles că ei pot beneficia și de cursuri gratuite dacă se înregistrează, cursuri gratuite de formare profesională. Toate acestea ei le pot obține doar dacă nu vor reuși într-o formă de învățământ superior și se vor înscrie în baza noastră de date și luând legătura cu consilierii noștri de informare și consiliere profesionale și cu consilierii de mediere, vor fi plasați atât pe locurile de muncă vacante, vor fi înscriși la cursuri de formare profesională și vor primi acea indemnizație de șomaj.